Doi copii de 8 și 11 ani au fost la un pas de moarte după ce au dat nas în nas cu o ursoaică cu pui. S-a întâmplat ieri după amiază, într-o comună din Sibiu. Unul dintre copii a fost rănit grav și a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. Ambii copii ar fi putut fi uciși dacă în apărarea lor n-ar fi sărit câinii familiei, care au reușit să o pună pe fugă pe ursoaica furioasă. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cei doi frați aveau grijă de oile familiei la marginea satului Armeni din județul Sibiu. La un moment dat însă, o ursoaică uriașă însoțită de cei doi pui le-a ieșit în cale. Băieții erau cu oile și a venit ursul de pe pariu și l-a atacat pe ăla mic și ăsta la mai mare a fugit și s-a băgat în mărăcini, în spini. A apucat să scape ăsta mare. Copilul atacat a fost scăpat din ghearele ursoaicei chiar de câinii de la stână. Aceștia au început să latre și s-au repezit de câteva ori la ursoaică, iar animalul sălbatic s-a retras în pădure. Copiii s-au dus acasă pe picioarele lor, unde i-au povestit tatălui calvarul prin care au trecut. Bărbatul a sunat imediat la 112. La fața locului, copiii erau conștienți, cooperanți și stabili. Unul dintre ei a fost transportat la CPU Luther, cu plăgi mușcate la nivelul scalpului și șoldului. Copilul este conștient, stabil hemodinamic și respirator. La acest moment se efectuează investigații și consulturi de specialitate și va rămâne internat în secția chirurgie pediatrică. Satul Armeni se află într-o zonă deluroasă în care urșii nu prea își fac apariția. După acest incident, autoritățile vor monitoriza întreaga zonă. O să anunțăm toată populația și toți crescătorii de animale într-o primă fază să fie un pic mai prudenți și mai atenți și urmând să monitorizăm toată situația, iar în cazul în care va fi semnalată prezența în zona ursoaicei, să luăm măsurile și inclusiv să solicit o autorizație de relocare a lui. Ursoaicele cu pui sunt extrem de periculoase, iar atacurile lor sunt imprevizibile. Autoritățile ne recomandă să nu ne apropiem sub nicio formă de aceste animale și să sunăm imediat la 112 dacă ne ies în cale.